În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum 2000 de ani, un orb care nu vedea, dar auzea perfect, ceea ce înseamnă că sufletul nostru aude ce se petrece în jurul nostru, trupul nu vrea să vadă ce se vede în jurul nostru, a îndrăznit să spună cu glas tare și cu o convingere atât de mare încât Iisus s-a lăsat copleșit de credința lui și i-a spus să vezi. Pentru că el a cerut, Doamne, vreau să văd. Avem două elemente. Erihonul, oraș vechi și biblic cu 4, 5, 6 mii de ani înainte de Mântuitorul Hristos, prosperitate, frumusețe, bogăție, binecuvântare. Prima cetate cucerită de evrei după ce au intrat în pământul făgăduinței cu Iosua Navi, atunci când au despicat Iordanul și au trecut pe la Enghedi, pe acolo, și au intrat în ținutul pustiei Erihonului. Erihon, oraș cu lună, asta înseamnă că el stă așezat ca într-o căldare și nisipurile alea când sclipesc noaptea în lumina lunii se văd ca într-o oglindă. Acolo există izvoarele lui Elisei, un loc unde vegetația este foarte puternică, acele izvoare la vremea respectivă erau stricate și sărate și le adres cu sare. Și ele au devenit dulci, așa cum le vedem și astăzi când vizităm Ierusalimul. Sunt principala sursă de apă, principala sursă de agricultură, principala bogăție, dacă vreți, naturală a zonei. Încărcătura istorică a cetății cucerită de evrei, dar în același timp Erihon înseamnă păcat, întuneric. Un om coborât din Ierusalim în Erihon a picat între tâlhari, l-a ucis și l-a lăsat abia viu. Adică l-au ciomăgit, nu l-au ucis, că dacă l-ucideau nu mai era abia viu. Mântuitorul coboară și el de la Ierusalim spre Erihon, deci se îndreaptă spre întunericul necunoașterii de Dumnezeu. El are o activitate mesianică care trebuie îndeplinită cu o anumită scrupulozitate, deci merge pas cu pas, merge din pătură socială în pătură socială, nu merge la întâmplare. Întâi îl pune pe Vameș într-o dilemă nemai întâlnită și acesta devine om al lui Dumnezeu, deși toți cârtesc de ce intră Hristos să mănânce la cei păcătoși. Este o întrebare care se pune și astăzi, de ce au treabă bisericașii, adică sau episcopii și preoții cu politicienii, parcă politicienii n-ar avea botez și n-ar trebui să fie și ei al lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie doar ai materiei. Și atunci, sigur că dacă în vremea lui Iisus și-a permis vameșul să spună că dă jumate din avere la săraci, ăștia de astăzi nu cred că își dau jumate din avere la săraci, o pun în conturi străine. Au un alt rai, un alt Dumnezeu și o altă viziune. A fost convingător Iisus, dacă a reușit să convingă un om păcătos, că trebuie să devină și acesta fiu al lui Avram și azi s-a făcut mântuire casei acesteia. Dar după ce a lăsat pătura socială, care este foarte subțire, cea înaltă, cum spunem și astăzi, 10% huzuresc, 70% trudesc și 20% mor de foame, iată că Iisus se îndreaptă spre un cerșetor. El stătea la marginea drumului, parcă așa spune Evanghelia, nu mai țiu minte exact. Da, la marginea drumului, cerșind. Și a întrebat și el, curios, ce-i cu îmbulzeala asta? Ce-i cu agitația asta? Ce sunt zgomotele astea? Vă dați seama că percepea doar din ureche. Și cineva i-a spus, trece Iisus, fiul lui David. E profetul ăla despre care se spune că de cine se atinge să vindecă. E profetul ăla care a vindecat pe leproși. E profetul ăla care a înviat pe fiica lui Iair. E profetul ăla care a înviat pe fiul văduvei din Nain. E profetul ăla care a vindecat pe femeia gârbovă.
Vă dați seama că acestea circulau nu pe Facebook, ci din generație în generație, din gură în gură, din moment în moment și erau istorioarele timpului, așa cum cunosc gospodinile ca zierul altor gospodine când își aruncă între ele pastile și țepi. Și el a rămas foarte mirat. E momentul să câștig și eu ceea ce îmi doresc. Și într-adevăr, luăm relatare exact ca în Scriptură. A început să strige zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Dacă ne ducem în ectenia bisericii, mai bine de jumătate din ecteniile întreite sunt așa. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea. Încă ne rugăm pentru ctitori, miluitori și binefăcători. Încă ne rugăm pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, pentru cei ce călătoresc, pe cei din văzduh, pe cei de pe apă, pe cei de pe pământ, pe cei din primejdi, pe cei din călătorie. Și tot ne rugăm și cerem. Și El cere, dar cere într-un mod convingător. Nu vreau doar să mă auzi. Noi cei de astăzi suntem cei care de-abia vrem să fim auziți. Și o să mă întrebați ce am vrut să spun. Vă spun acum. Uneori suntem în biserică din convingere, dar poate că nu cerem milă de la Dumnezeu. Și mergem pe ideea, mă, dacă sunt în biserică, știe Dumnezeu ce îmi trebuie. Uneori e așa și uneori nu e așa. Îi așa pentru că unui creștin ni se cade ca în sărbătoare să cinstească pe Domnul Dumnezeu și ziua duminicii sau, cum spunea, sabatului, să nu o calce și nici asinul, nici sluga, nici prietenul, nici cunoscutul, nici musafirul, nici copilul lui, nici asina lui, cum spune în Decalog. Și să-i o dea Domnului. Dar alte ori suntem în biserică din obișnuință, dar nu suntem convinși că atunci când am cerut ceva, Dumnezeu e lângă noi și ne aude. Avem posibilitatea să strigăm în mod sufletesc, dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. David la un moment dat vrea să spună ce rugăciune îi trimite lui Dumnezeu și spune să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, adică nu orice fel de rugăciune, deci iarăși vorbim de o convingere absolută. Și iarăși psalmistul David ne arată că este un mod de a-L obosi duhovnicește pe Dumnezeu și a-L face să-I atragem atenția. Răcnit-am din suspinarea inimii mele. Uite-o aici, fie-ți milă de mine. Să luăm trei forme simple. Toată această filopolilogie a cerșetorilor. Dă-mi și mie, sunt necăjit, n-am, da te rog, da gândește-te, da vezi-mă. Mă rog, toate aceste scânceli. Ele în felul lor, sunt o artă, nu sunt o rugăciune. Dar în momentul când este făcută cu convingere, devine convingere. Ia-mă 5 lei și du-te, sau ia o pâine și du-te, sau ia ceva și du-te. Deci el a știut să-și joace bine rolul de om care vrea ceva. Ei, și acesta cerșea la marginea drumului, dar nu cerșea fără demnitate. Noi avem cerșetori fără demnitate. Dacă nu îi dai, te înjură sau te scuipă sau îți vorbește urât sau îți aruncă ce ai dat dacă îi se pare nesemnificativ. Și aceia nu sunt cerșetori, sunt borfași. Aici vorbim de un cerșetor care are câteva aturi pentru a fi cerșetor. Poate sărac și a nimănui care nu-i poartă grijă, în Ierihon nu ploua și nu ningea, putea să dormi sub orice copac la umbră. Deci să spunem că așezământul lui era cerul și piatra de sub cap era perna lui și acoperișul stelilor îl proteja și mila lui Dumnezeu. Mai avea și această nenorocire a handicapului de a nu vedea. Și dacă era orb, vă dați seama că era cu neputință să privească ce primește sau ce îi se dă, sau să fie ignorat de mulți, pentru că atunci când cineva te privește cu ochii frumoși și mari,
te convinge, dar dacă nu vezi ochii, deja zici, poți să trec, că nu mă observ ăsta sau pășesc mai cu grijă. Sau poate că trăia și el de azi pe mâine să aibă din ce își duce viața, ținând cont de două lucruri importante. Erihonul este, la vremea Mântuitorului Iisus Hristos, puternic nod feroviar, ca să spunem, a cămilelor și a asinelor care veneau pe drumul mătăsii din Orient și aduceau în Erihon toate mirodenile, toate tămâia și toate aromatele și toate uleiurile esențiale astea care le citim noi astăzi, dar le găsim în Biblie, dacă citim atent Biblia, care erau și vindecătoare și folositoare, în schimb unde lemnului de măslină și a vinului curat, pentru că orașul era într-o vale a căldurii și a soarelui, unde acestea erau de bună calitate. Sau poate chiar și a curmalilor pe care le mâncăm și astăzi, pentru că mai de mult curmalele erau folosite și pe post de zahăr. Zgomotul și foiala respectivă era și pentru el o sursă de ce? E una să stai la un drum unde găsești un miluitor odată la o oră și este alta să stai unde lumea se foiește tot timpul și-i mișcare și să te alegi cu câțiva firfirei seara în buzunar sau cu ceva în desagă. Dar el astăzi prinde cel mai mare pont că a avut ocazia să existe în cetatea Erihon la momentul când Iisus avea treabă pe acolo. Și dacă spune că mulțimile murmurau când a intrat în casa lui Zaheu vameșul, evident să nu credem că de la o minune până la cealaltă a fost prea mare distanță. Poate tocmai alaiul ăla care deja făcea zgomotul și făcea toată agitația, că de ce a intrat Iisus să mănânce cu cel păcătos, era și murmură care i-a ajuns și lui urechi. Dar ce-i foiala aceasta? Ce-i zgomotul acesta? Aici vorbim de mișcare în întuneric. Deci el trăia un întuneric al nevederii, care este periculos, dar Domnul înțelepțește orbile de alte calități, chiar dacă sunt orbi. Vorbim și de un întuneric al necredinței pentru cei din jur care mai strigau, spune Evanghelia, să tacă. Ce ai, mă? Cine te crezi? Taci acolo, mă, ce-ți trebuie? Și spune că el striga și mai mult și mai tare. Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Deci, iată, găsim o a doua insistență în aceeași Evanghelie de două ori, în două forme diferite. Întâi din mirare, cine este, ce se întâmplă? A, e momentul să câștig și eu un strop de milă. Miluiește-mă, fie-ți milă de mine, și a doua oară, taci că nu meriți mila, și lucrul acesta îl întâlnim în societatea modernă de astăzi, și aici pun accent din nou pe același curent modern pe care îl vedem toți cu ochii noștri, părerea despre fiecare, a celuilalt, neștiind tu interiorul celui pe care îl discuți, căruia îi porți grija, căruia îi creezi șicana, căruia te interesează pe tine amănuntele lui personale, ținând cont că dincolo de noi, asta ar fi o temă pentru acasă și vă recomand cu căldură, încercați când aveți timp, pe un carnețel sau pe o agendă mică, în fiecare zi, să scrieți două, trei idei despre o persoană care vă deranjează, care vă stingherește. Unul respingător, unul arogant, poate unul mai mândru, poate unul mai sclifosit, poate unul mai pedant, mai cu impresii, mai cu fâsâieli, cum spunem noi așa, cu figuri. Și scrie o părere, două, despre el, iar în aceeași pagină, tăind-o în jumătate, prin micile intermediare, discuții, cum facem noi între persoane, încercați să aflați ce probleme are fiecare personale, în ce sens, nu un interogatoriu de gen SRI, ce a mâncat și cu ce se îmbracă. Dom'le, omul ăsta de ce vine la biserică? Păi știi, au un copil bolnav, știi, au o soacră paralizată, știi, au un faliment. Știi, n-au servici. Punând în antiteză starea aceea
cum să spun eu, mofturoasă de a nu sta de vorbă, de a respinge, de a flitui, în raport cu problema lui, poate Dumnezeu îți dă ideea să zici, domnule, dar dă-i și lui ăsta un strop de bine, că poate își schimbă și el atitudinea față de mine, că rugându-ne unii pentru alții împlinim legea lui Hristos. Voi, cei tari, să purtați neputința celor slabi, nu pizmuindu-vă unii pe alții, nu urându-vă unii pe alții, că așa se împlinește legea lui Hristos. Voi, cei tari, să purtați neputința celor slabi, adică iubiți-vă între voi să vadă lumea că sunteți ucenicii mei. E o formă. De ce am pus forma aceasta? Pentru că așa ne-o prezintă Evanghelia. În prima fază s-a trezit și orbul în fața unui eveniment impresionant, să treacă pe acolo Hristos. Nu se mergea cu mașina, nu se mergea cu mijloace de acestea, tramvai, transport în comun, se mergea pe jos, apostolește, se mergea foarte rar cu măgărușul, pentru că nu-și permitea oricine măgar, se mergea foarte rar cu cămila, că era un animal de povară și de cărat și de transport și nu și-l permitea oricine, era costisitor, și de obicei, de la o distanță la cealaltă, cât poate face un om într-o zi, 3, 4, 5 km prin arșița soarelui, deci ca să ajungi într-un oraș ca Ierihonul și să zăbovești acolo o săptămână, era într-adevăr un mare eveniment biblic. Iisus se afla în întunericul păcatului, se afla în cetatea păcatului, de aceea și îngerii lui Dumnezeu, când au cucerit această cetate, au cucerit-o în mod divin, nu în mod pământesc. Știți că au înconjurat-o în fiecare zi câteodată cu trâmbiți și a șaptea zi de șapte ori și zidurile s-au prăbușit și au câștigat-o evreii fără să depună vreun efort, ca un dar de la Dumnezeu. Era pământul pe care îl făgăduise Dumnezeu lor. Al doilea eveniment important era situația jenantă pe care noi o mai găsim odată în Sfânta Evanghelie, când Mântuitorul, mai mult că acționează ca un psihopedagog și acționează mai mult ca un educator. Tu vrei să te faci sănătos? Vă dați seama cât de ridicol poate fi interpretat de un om care citește fraza la prima nimereală și cei mai eficienți sunt creștinii care spun, dar eu am citit Biblia din scoarță în scoarță, știu. Pe prima pagină scrie cu binecuvântarea Sfântului Sinod și pe ultima scrie The End. Ați citit Biblia. S-o luăm de amănunt acum. Vrei să te faci sănătos? Care e preocuparea ta de bază în 38 de ani, ca și bolnav, indiferent cât de bolnav ai fi? Dacă n-ai găsit o inimă milostivă să te arunci în scăldătoare, n-ai găsit momentul potrivit să ajungi în scăldătoare și în acești ani, câștigând și o experiență spirituală duhovnicească, să-ți creezi contextul de a pica în scăldătoare. Că și noi ne plângem de multe ori. Oh, dar de 10 ani merg la biserică și n-am cunoscut nimic. Păi n-ai cunoscut că tu ai mers paralel cu poteca lui Hristos. Uite ce spune orbul până a se întâlni cu Dumnezeu. Că ședea lângă drum, nu în drum. Hristos a spus ceva despre drum. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci calea mea, ca să aibă argument în Hristos, trebuie să fie în Hristos. Și am folosit expresia aceasta citind într-o zi Noul Testament, parcă n-am văzut ideea aia până atunci. Atunci mi-a sărit prima dată în ochi și mi s-a părut extraordinară. Cine, în sfatul lui Nicodim cu Dumnezeu, când vorbește de botezul din apă și din Duh, de nu se va naște cineva, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos îi spune lui Nicodim această vorbă înțeleaptă. Cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Vedeți ce interesant? Legat de această orbire a orbului, și aceasta e o cauză a zilelor noastre, frământă pe toată lumea, prima frământare este de ce Dumnezeu creează sau îngăduie sau permite, și aici prin aceste dificultăți de morfologie umană ca și constituție fizică, foarte mulți spun dacă este Dumnezeu, de ce a lăsat handicapați, de ce a lăsat autiști, de ce a lăsat orbi, de ce a lăsat surdomuți, de ce a lăsat mutanți din ăștia sau cum se numesc, malformații genetice. Și
o umbră de expresie, de explicațiune, o găsim foarte vag în umbra Noului Testament. Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Dacă ni se întâmplă ceva fizico-mecanic în viață, pierderea unui picior, un accident groaznic, să pierzi o mână, un ochi, o ureche, un organ, să spunem că viața ta personală e o idee, nu e o dogmă, astea sunt păreri omenești. A făcut să ajungi la contextul ăla și când cineva te iubește sau îți poartă din ești, l-ai dus la pocni Dumnezeu. Nu e asta scopul lui Dumnezeu, să stea cu praștea, să vadă cui îi sare mâna sau piciorul sau urechea sau ochiul sau ficatul sau un rinic sau ceva din el. Nu. Acestea sunt micile neglijențe ale unei vieți personale, poate uneori trăită în abuz sau neatenție, sau poate uneori ca rezultat a unor neputințe personale, noi nu le putem ști. Știm oricum că plata păcatului este și suferința, și durerea, și moartea, și necazul, și toate încercările. Dar găsim la Mântuitorul Iisus Hristos răspunsul cel biblic, adevărat. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci ca să se proslăvească darul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră să ziceți, păi cum se poate proslăvi Dumnezeu printr-un orb? Uite, aș îndrăzni să spun simplu. Printr-un orb, ca Teofil Părăian, marele duhovnic de la Făgăraș, s-a proslăvit Dumnezeu. Deci un orb care nu vedea, predica Evanghelia. Și ăsta de azi din Evanghelie, la fel a primit poruncă de la Hristos. Dacă m-ai strigat când nu vedeai, și totuși, datorită credinței tale, te-am vindecat, îi spune în finalul Evangheliei, credința ta te-a mântuit. Deci datorită credinței tale ești ceea ce ești. Adică de acum înainte poți să vezi. Nu pentru că m-ai mărturisit pe mine sau nu pentru că m-ai propovăduit pe mine. Că alte ori Iisus spunea altceva, vezi să nu spui nimănui nimic. Alte ori spunea Hristos altceva. Du-te și spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte de ideea cu demonizații de pe celălalt mal, de la Gherghesa. Dinspre la lacul Genizaret, pe partea gherghesenilor. Îi vindecă pe cei doi din morminte și acolo ne dă o variantă. În varianta unde vindecă un singur demonizat, spune că demonizatul a căzut la picioarele lui și vrea să-l urmeze pe Iisus. Și Iisus îi spune așa, nu, tu ai altă misiune. Eu n-am venit la Genizaret ca să mai târi unul după mine, să mai se țină cineva după mine. Nu, grămada mă impresionează, ar fi spus Hristos în cuvintele particulare care le-a avut cu cel vindecat. Ci tu du-te la ei tăi și spune-le cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci despre ce vorbim aici? Despre pedagogia prin faptă concretă a slăvirii lui Dumnezeu. Ca oamenii văzând faptele cele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Primul eveniment pe care l-a așezase satana în zona Gherghesei era paguba economică a godacilor săriți în mare și în necați. Asta a fost ținta dracului, să creeze o repulsie între învățător și zona respectivă a cetățenilor, să zică, bă, ăsta ne-a dus numai pagubă, na, nici nu vrem să auzim de el. Dar când toată lumea știa cine a fost demonizatul și ce suferise, ce pătimise, cum rupea lanțurile, cum dormea pe morminte, cum umbla gol, cum îl zghihuiau draci, cum îl trânteau și îl chinuiau, când îl vedeau om normal la trup și el le povestea cum l-a vindecat Hristos, inimile lor se muiau și începeau să devină credincioși. Tu du-te și le predică. Ce ți-am făcut eu ție este suficientă mărturie evanghelică și mesianică de îndreptarea acestor ținuturi. Tu la frații tăi. Și dacă ne uităm la această idee, o găsim foarte bine la bogatul din flăcările iadului, care nu-i spune lui părintele Avram, îmi pare rău că stau în iad, uite, aș vrea și eu să fiu cu Lazar. Îi spune ceva foarte surprinzător. Deci, să spunem că noi suntem într-o primejdie.
ne-a luat foc casa, sau suntem în arș, sau suntem într-o boală cumplită, sau într-un accident grozav, suntem într-o suferință și în loc să spunem ce mă doare, mângâiați-mă, dați-mi un calmant, tu spui, frații mei, ce fac? Ei, așa a făcut acest bogat din flăcările iadului. Părinte Avrame, trimite pe cineva la frații mei să le spună ce e aici, adică măcar ei să n-ajungă. Deci se făcuse deja mediatorul între rău și bine, între lipsa prezenței lui Dumnezeu și suferința prin lipsa prezenței lui Dumnezeu, ca nu cumva frații lui să pătimească. Îl luase părerea de rău de acum pentru cei din urmă să n-ajungă ca el. Și părintele Avram le dă două sentințe foarte scurte. Între noi și voi prăpaste, deci întunericul n-are amestec cu lumina, răul cu binele, fapta bună cu fapta rea, păcatul cu virtutea, dar au pe Moise și pe proroci, dacă ascultă de ei, pot să le fie bine. Da, dar dacă ar merge cineva de morți să explice ce aici, ar fi superb. Ar fi superb, consider și eu, din cei care suntem aici în biserică, chiar astăzi la cuvânt, foarte mulți ați avut vreodată prin minte această expresie, da, ce a venit cineva de dincolo să spună ce e acolo? Cine s-a întors de morți? S-a întors. Chiar Hristos s-a întors. A spus Apostolul Pavel, dacă Hristos nu ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. S-a întors fiul văduvei din Ain, care a început să vorbească. S-a întors fiica lui Iair, care a început să mănânce, că Hristos a spus, dați-mă să mănânce, ca să-și revină, că era slăbită. S-a întors Lazar, cel mort de 4 zile, despre care sorul sa, Marta și Maria, a spus, dar miroase, Doamne, să-l mai dezgrop, că deja în jurul gropii se simte mirosul. Lazar, tu vino afară, lasă mirosurile. Dumnezeu, viața și moartea sunt legi divine, nu sunt povești omenești. Așa le spune și Avram, poate să se întoarcă cineva din morți, că ei tot nu cred. Când crezi în Moise și în proroci și în legea lui Dumnezeu, toate sunt cu putință prin credință. De aceea, aceeași chintesență o găsim la orbul de astăzi, la care îl întreabă pe orb un singur lucru. Hai să o luăm altfel. Citești psaltirea, te spovedești, te împărtășești? Nu. Ce vrei să-ți fac? Doamne, eu vreau să văd. Vezi! De ce îi spune că totul e după credința ta? Pentru că dacă ar fi după credința noastră în tot ce facem, chiar nouă nu ni s-ar împlini nicio cerere. Știți de ce? Întotdeauna suntem în îndoială și în incertitudine. Moise, care a fost cel mai mare profet, care a vorbit cu Dumnezeu ca și cu un prieten, care a stat de vorbă cu el, au stabilit legea, cortul, planul de mântuire a poporului evreu, alegerea poporului ales tot, trecerea prin Marea Roșie, toate minunile, mana, apa în pustie, prepelițele, călăuza noaptea în stâlp de foc, ziua în lumină de nor. L-au făcut pe Marele Moise, pe Marele Moise, să se îndoiască și el ca om în inima lui. De ce? O să vă întrebați de ce, ne spune Origen. El l-a judecat de multe ori pe faraon, de ce își împetrește inima la plăgile lui Dumnezeu? Că după a 10-a plagă le-a dat drumul, când le-a luat pe întâi născuți. Și a arătat Dumnezeu invers. Moise, după 10 faraon după 10 încercări grele, de-abia și-a despetrit inima să dea drumul poporului să treacă prin Marea Roșie să iasă din păcat. Dar poporul, după 10 minuni la rând făcute în pustie, cortul mărturiei, jertfele, altarul, mana, apa din pustie, hrana din pustie, prepelițele, pâinea din cer, acea mană care le-a dat-o să mănânce, tot ce i-a povățuit, că le-a vindecat bolnavii, că a deschis pământul și a înghițit pe răzvrătiții care credeau ei leviți în locul neamului lui Aron, care erau cu preoția. După atâtea minuni, el, Moise, Marele Moise, tot s-a îndoit. Doamne, oare pentru răutatea acestui popor poți tu să mai dai apă din piatră? Și atât de mare a fost mirarea lui Dumnezeu, și aici când folosesc termenul de mirarea lui Dumnezeu, nu o folosesc ca o neștiință a lui Dumnezeu. Dumnezeu știa exact ce se întâmplă. Deci, tu, Marele Moise,
Îi spui lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă îi pierzi pe ei, șterge-mă și pe mine din cartea vieții. Când ei au făcut vițel de aur și s-au închinat acolo și jucau la Faran, acolo sub muntele Sinai, jucau în jurul focului și aveau Dumnezeu lor, n-au mai vrut să asculte de Aron. Moise se ruga 40 zile acolo în Sinai să primească tablele legii. Și Dumnezeu îl ascultă pe Moise, bă, dacă mi-ai zis nu-i pierd, nu-i pierd. Dacă așa mi-ai poruncit, ești prietenul meu, așa vom face. Adică tu care ai văzut un popor stricat, că eu l-am trecut cu vederea, acum tu te îndoiești de propriul tău popor, că el nu mai merită apă și a ieșit sânge în loc de apă. Dar și Moise a murit în muntele Nebo, n-a mai călcat în pământul făgăduinței. Așa și orbul nostru. Orbul nostru nu s-a îndoit o clipă că Iisus nu i-ar putea da vederea. S-a îndoit în schimb de un singur lucru. Cum ar reuși el să ajungă lângă Iisus de vreme ce nu vede și cei din jur se arată și ostili? Și aici se pune accentul pe ce? Pe o singură chestiune din nou ca temă pentru acasă după cea trecută care am spus-o adineauri. Când mă rog, sunt convins că Dumnezeu mă ascultă sau mă rog așa în gol? Recit o rugăciune dintr-o obișnuință, cum mai aud câteodată, aia, părinte, așa e tradiția. Rugăciunea nu e o tradiție, e o taină. Vorbirea cu Dumnezeu nu e o tradiție, e o taină. Inima nu e o tradiție, e o taină. Lumina taborică nu e o tradiție, e o taină. Dialogul cu Dumnezeu în împărăția din interiorul nostru, căutați împărăția lui Dumnezeu înăuntru vostru, e o taină. A arătat-o Simeon Nou Teolog, Grigore Palamaca, Basila și toți mari rugători asceți ai pustiei care vorbeau cu Dumnezeu față către față. Mai țineți minte ce îndrăznește să spună marele sisoi al pustiei diavolului când vine la el și le ia cu măguleala? Bă, sisoiul aici, ce mai rogi, nu ești sfânt. Bă, hoțule, până nu văd sufletul meu în brațele lui Hristos, mai am nevoie de o clipă de pocăință. Deci ați văzut câtă înțelepciune. Sfinții sfinți fiind, mereu spuneau, miluiește-mă pe mine păcătosul. Egiptenii, noi facem parastasul la restaurant, mortul uităm în cimitir și când ne mai aduce aminte îi punem bordura, crucea și numele. Și apoi ne întoarcem la ale noastre. Egiptenii aveau alt obicei, fiindcă filozofau. Își făceau groapa și se duceau și plângeau la mormântul gol ca și cum ei ar fi înăuntru, să vadă dacă pocăința pe care o arată ei este covârșitoare și convingătoare iertărilor. Adică noi simulăm o mormântare ca să o filmăm, să spunem, ei o făceau din adins, se duceau și plângeau la morminte, tocmai pentru ca să-și dea seama cum va fi pe lume când ei nu vor fi. Câți din voi sau câți din noi, hai că să zic și așa, nu numai așa, ne-am pus întrebarea dacă mâine dimineață mai existăm. Astăzi suntem noi, da, am titlu de proprietate, am mașină, am pământ, am casă, am vilă, am bani, am cont, tot ce ne-a dat Dumnezeu. Nu-L interesează Dumnezeu ce ai, sale tale, chipzuiește-le și folosește-le. Umpleți pământul și îl stăpâniți pe el, nu-l degradați. Și pune Dumnezeu această întrebare în mod biblic. Nebunule, tot ce ai strâns, dacă în noaptea asta sufletul se ia de la tine, de cui vor fi? Nu cred că vreodată vreunul din noi am plecat cu această idee la Sfințitul Soarelui și nici nu cred că ne-am sculat cu ea dimineața. Dimineața nu știi cum să ajungi mai repede la servici, seara nu știi cum să mai faci ce a mai rămas neterminat de făcut. Care în scripte, care în bucătărie, care în gospodărie, care în calculator, care fiecare unii are treabă. În firmă și așa mai departe. Ei, lucrul acesta dovedește că noi suntem și uituci și nepăsători și leneși la cele duhovnicești. De aceea și filocalia lui Isaac Siru spune așa că cei trei mari uriași ai sufletului sunt uitarea, lenea și nepăsarea. Orbul acesta ne face legătura între lene și nepăsare pe care o găsim deseori în viața noastră cotidiană,
Băi, dar ai problema asta. Nu, de ce nu citești rugăciuni? De ce nu vorbești cu un preot? Băi, mă lași? Am pierd vremea de pomană. Da, dar stai așa. E, ce a dat Dumnezeu? Sau cum este la noi, la moldoveni, vorba. Las că e bine și așa. Da. Ei, aceasta este lenea și nepăsarea noastră de a-L pune pe Dumnezeu în încurcătură. Să te pui în genunchi și să spui așa. Doamne, am o treabă de rezolvat, știu că o poți rezolva, dar eu îți mulțumesc că mă ajut să o rezolv, ca să-i spui lui Dumnezeu într-un fel, hai, ajută-mă că eu deja ți-am mulțumit, să-L convingi pe El că trebuie să te ajute. Noi nu facem lucrul ăsta. Orbul tocmai chestia asta face, dar de ce să n-ajung la Iisus, cine vă credeți voi? Că ei îl certau, așa spune Evanghelia. Îl certau să tacă, adică, bă, numai el deranja, ești tu prea nesemnificativ, un nimeni, să oprească profetul ăsta în fața ta. Și el striga și mai tare, Fiul lui Dumnezeu, fie-ți milă de mine. A doua oară, deci repet, întâia oară și a doua oară. De ce trebuie să strigi în întuneric de două ori ca să se audă? Pentru că și atunci când te rătăcești undeva departe și nu știi direcția, când strigi și auzi ecou, zicea să mai strig o dată să văd de unde vine ecou. Ăsta a strigat a doua oară ca ecoul lui să ajungă până în urechea lui Dumnezeu. Deci întâi s-a rugat cu trupul și a văzut că nu merge, s-a zbătut, s-a agitat și apoi a strigat până ce, să ascultăm pe parcursul Evangheliei, că suntem la jumatea ei, ce se întâmplă la al doilea strigăt. Iisus s-a oprit. Odată s-a oprit timpul când s-a născut Iisus. Și s-a spus timp până la Hristos și timp de la Hristos. Odată s-a uitat Iisus în sus, în loc să se uite omul în sus. Zahei, dă-te jos, hai că eu am treaba azi în casa ta. De ce s-a suit Zaheu în sus? Să-l vadă. De ce își dorea Zaheu să-l privească pe Hristos de sus? Spune Evanghelia în mod literar că era mic de statură. Evident că un om mai mic se suie pe un prag, pe o creangă, pe o streașină, pe o scară, pe un scaun. El era mic de statură și duhovnicește, pentru că se simțea încărcat cu multe slăbiciuni. Că dacă am năpăstuit, întorc și împătrit, numai să nu fii supărat, Doamne, pe mine. Și la cât am furat și jumate din avere, v-am spus, o dau la săraci. Și Iisus i-a spus, hai jos, de jos vorbim, de la egal. Când vrei să-L convingi pe Dumnezeu, dacă ne-am uitat în majoritatea elementelor biblice a Noului Testament, găsim câteva variante creștine, smerite, decente și uneori chiar poate peste pietatea firească. V-am spus acum într-o zi că Iisus avea ce avea cu farisei, dar nu-i ura. El și-a permis să ducă în casa lui Simon fariseu și să stea la masă, că ăsta tot îl chema să mai afle ceva de mântuire. Era dintre oamenii care știau legea și vrea să cunoască bine. Și fiind un învățător atât de deștept că nimeni n-a vorbit ca omul ăsta, de unde știe Scriptura neînvățat fiind, l-a invitat în casa sa la masă, tot pe la Betania. Toată lumea stătea la masă. Și totuși acolo, în intimitatea discursului și a problemelor, sumasă, o femeie spăla picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului și punea mir de ăsta, de alabastru. Simon, perfecțiunea întruchipată a societății moderne, plină de ifose. Dacă ar fi ăsta Dumnezeu și ar ști cine se atinge de el, nici nu i-ar permite prostituata asta, ca să folosim un termen modern adaptat zilelor noastre. Acolo era femeia desfrânată. Dacă el știe rărunchii și tainele și cugetele omului, știe și ce gândești, că era Dumnezeu. Bă, Simone, ești un pic atent? Eu am fost în casă la tine și apă pe picioare nu mi-ai dat asta, de jumătate de oră varsă lacrimi.
Bă, Simone, știi că e tradiția să pui niște unde lemn și să ungi tălpile călătorului. Nu te-ai închisit să cheltui jumătate de litru de ulei de măslină. Asta toarnă mir sfânt. Mare este fapta ei și va fi în veacul veacului. Evident că Simon s-a simțit lezat, ținând cont de două variante evanghelice. Fiscul, DNA-ul și finanțele care explică câți bani se cheltuie aiurea cu cultele religioase și cu biserica și ce pagubă aduc societății și câte nu s-ar fi putut face din mirul ăsta de nard dacă îl vindeai cu 300 de dinari decât să-l risipești așa aiurea. Vorbește vocea lui Iuda peste veacuri prin puii săi spirituali, că și el fată puii spirituali, că dracul prin gânduri se mulțește, nu prin pofte. Ce este mintea? Tabla sau podul dracilor? Așa spune Filocalia. Deci acolo dracii clocesc și scot pui în minte. De-aia când vrem noi să punem pe cineva la punct, îl întrebă, ai duhuri, te chinuie sarsailă? El scoate pui atunci, se fecundează cu gândurile tale și să nască alți draci și alte închipuiri. Rațiuni, imaginații, bolânzeli, nebuneli. Ăla mi-a făcut farmece, ăla îmi vrea rău, ăla mă urăște, ăla mă pismuiește, ăla mi-a pus ceva la ușă, ăla s-a uitat la mine urât și îmi merge rău. Toate nebunii, ăștia spui lui dracu. Și Hristos îi spune, cui i s-a iertat mult, iubește mult? Și cine păcătuiește mult și îi se iartă mult, mult iubește. Deci în taina pocăinței nu există cantitate de păcat, ci doar cantitate de iubire. În taina iertării lui Dumnezeu nu există cantitate sau gradualitate de gravitate a faptei, ci există cantitate de milă divină nemăsurată. În iubirea ta de oameni, adânc nemăsurată și nevăzută și necuprinsă de minte, de gând și de cuvânt, te rugăm pe tine, Hristoase, să verși ale tale binefaceri, de pe în rugăciunea litiei acolo, când îți faci la toată neputința. De grabă la tine căzând, ne rugăm și cu milință strigăm etică. Și spune, fapta ei va rămâne în veacul veacului. Iată cum poți să intri în istorie cu un litru de mir, de 300 de dinari, și n-au intrat în istorie mari mahări ai Vechiului Testament cu șiraguri de cămile, și ei cu saci de galbeni, și ei cu familii alese, și cu neamuri alese, și cu seminții, și cu cronologii. Și când te uiți în istoria Vechiului Testament, de fapt găsești două genealogii. Una de la Iisus, la Avraam, și era cel mai sărac om născut într-o peșteră pe un braț de paie, dar era Fiul lui Dumnezeu, după trăire, după lucrare, după ființă. Și alta de la Adam la Hristos, care și ăla era un pârlit și un nimeni aruncat din rai cu nevastă sa pofticioasă, băgată cu nasul prin pomul cunoașterii binelui și răului, la care a spus Dumnezeu, v-ați făcut de cap de cap așa să trăiți, să simțiți sudoare, scârbă, frică, să vă ardă soarele, să munciți, să transpirați, să vă chinuiți. Că n-ați ascultat ce vi s-a spus. Cu dracul ăsta de vorbă, cu el veți lucra. Și de 2000 de ani, el pândește călcâiul și femeia îi calcă capul. Ca drept dovadă, că cea care îl învinge e tot o săracă și o necunoscută care stă în templu și crește din mila lucrării templului legii celei vechi, măritată cu un bătrân, logodită cu un om de 90 de ani, plimbată pe măgăruș până în Betleem, plimbată pe măgăruș până în Egipt și ea rămâne în istoria lumii ca regina reginilor, ca împărăteasa împărăteselor, iar Sava, regina arabilor, când a venit și l-a văzut pe Solomon, bărbat, frumos, înțelept, bogat, plin de mirese, plin de crăiese, s-a pierdut toată, a dat în ea bâlbâiala și s-a așezat la picioarele lui și a dat toată averea și aurul Arabiei să facă templu. Și despre ea pomenește David în Psaltire pentru că respectă milostenia. Dar nu se spune despre dânsa ce calități a avut, decât că era de o frumusețe inestimabilă și de o dragoste inestimabilă. Când a văzut înțelepciunea întruchipată în persoana lui Solomon,
S-a topit toată, cum se topește o fată când vede un ficior frumos. Fecioara Maria nu s-a topit de nimeni. Iosif era un moș care și ăla puțin laș la vremea respectivă, necunoscând taina mântuirii, deși era drept înaintea lui Dumnezeu și curat, mai în taină ar fi lăsat-o. Ce-i cu burta aia dacă eu de ea nu m-am atins? Numai că aceasta avea mire pe tatăl. Mireasa tatălui. Nu te teme a lua la tine pe Maria, ce-i întrâns ai de la Duhul Sfânt, du-o la casa ta. Ai grijă de ea. Aici e mântuirea lumii. Și a născut pe cel unul născut când și-a dat seama și Iosif că puterea și miezul și toată lucrarea divină stătea într-un pântece de femeie, scaun de heruvim, fecioara mitra sutău, palat împărătesc. Și uite așa, fără să ne dăm seama, un orb în Erihon care stă și cerșește pe marginea drumului rămâne în istorie pentru un gram de credință. Se oprește Dumnezeu să-i cerceteze credința lui personală și auzi ce spune Iisus, nu numai că s-a oprit, aduceți-l la mine. Care din noi nu și-ar dori să fie printre cei care Dumnezeu să spună, aduceți-l pe acesta la mine? Avem unul de acesta, știți unde este? În muntele Francesc, Sfântul Marcu, când și-a dat el Duhul și Serapion, a scris, viața era de față. S-a deschis cerul, s-a văzut Hristos pe scaun, trimițând îngerii și spunând așa, aduceți pe vasul alegerii Duhului Sfânt la mine. Și au luat îngerii sufletul lui Marcu, citiți luna aprilie, viețile sfinților, nu numai cancan, și l-a dus la tronul lui Dumnezeu. Unde mai întâlnim o asemenea simfonie divină, om, Dumnezeu, ceruri și ce mai vrem noi? Iar ei aruncau cu pietre ucigându-l, el striga, iartă-i, Doamne, nu le socoti păcatul, și a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Iată cum a putut Ștefan să intre în istoria umanității de 2000 de ani să vorbească de el. Se vorbește și de Ștefan cel Mare, că a făcut biserici și mănăstiri și a fost voivod creștin, dar nu ca de arhidiacul, nu Ștefan, vedeți? Acest orb rămâne în istorie tocmai pentru faptul că a fost singurul om. Și când spun singur om, au mai fost singuri oameni. Ioan Botezătorul care a pus mâna în capul lui Dumnezeu. Elisabeta care a prorocit cu el în pântece. Prorocița Ana, dreptul Simeon care n-a murit până n-a văzut mântuirea cu ochii. Și mulți alții. Dar acesta este singurul om din tot anul de activitate mesianică care îl convinge pe Dumnezeu că merită un dialog. Ce spune Hristos femeii acelea hananiene? Pleacă de aici, bre, eu nu dau pâinea de copiii la câini. Se schimbă rolul teoretic, pedagog, discipol care trebuie să asculte și spune așa, Doamne, nu te supăra, eu am câini acasă, după ce mâncăm tăs, ce rămâne de pe masă îi dăm lui, nu merit un strop din mila ta și eu sunt câinele tău. Mare credința ta, femeie! Ascultă! Ce spune Evanghelia despre credința mare? Că-i dacă numai cât un singur sâmbure de muștar, poți muta muntele cu ea. Vă dați seama câtă credință avem noi dacă nu putem muta papucii cum trebuie de la ușă și trebuie să-i mute soția când îi lași aiurea. Asta ca o idee. Orbul acesta l-a mutat pe Dumnezeu cu gândul de la toate ale lumii spre El. Doamne, este clipa când am nevoie de Tine, nu poți face un pas înainte fără să mă treci cu vederea. Nu mă poți trece cu vederea. Iisus s-a oprit și l-a căutat întâi în ce? În Duhul și în lăuntru Lui. L-a căutat în interiorul Lui sufletesc și a găsit simplitate, onestitate, modestie, credință sinceră și nevinovăție. Și atunci a spus, da, pe asta puteți să-l aduceți la mine. Și când l-a pus în față, nici nu l-a întrebat, te doare, nu vezi de mult? Nu. Ce vrei să-ți fac? Vreau să văd. Vezi! Câtă taină este dacă eu mă duc la oftalmolog cu laserul să-mi schimbe doi cristalini
Și dau o groază de bani pentru petricelele alea sau și materie primă, sunt diamantele alea ce ți le pune acolo să oglindească ochiul, să vadă sănătos. Și cu cât mai mult ești dator lui Dumnezeu care m-a născut cu ochi normali și m-a făcut să văd de la prima zi de naștere și până la ultima zi a vieții. Am mulțumit vreodată, am avut credința aceasta că darul de a vedea nu-i al meu, că darul de a auzi nu-i al meu, că darul de a fi sănătos nu-i al meu, că darul de a vorbi nu-i al meu, că darul de a simți și de a gândi, de a raționa partea inteligibilă nu mi-aparțin, sunt daruri divine. Numai pentru aceasta să cade să mulțumim lui Dumnezeu și de aceea mă întorc unde am lăsat subiectul. Când vedem un om surdomut, fără grai, fără ochi, fără mâini, fără picioare, putem slăvi pe Dumnezeu cât de mare e Dumnezeu că ne-a făcut întregi, frumoși și sănătoși. Că m-a întrebat odată cineva, de ce folosesc această expresie la rugăciune? Păzește-i, Doamne, întregi, frumoși, sănătos. Ce, pe Dumnezeu îi interesează frumusețea? Pe Dumnezeu nu îi interesează frumusețea, dar pe noi ne interesează. N-am văzut cea mai slută femeie să ia cel mai frumos om și nici cel mai frumos om cea mai slută femeie. Ne tot căutăm așa și ne potrivim unii cu alții după părerea noastră și când nu ne place mai punem botul ăla de maimuță, botul și alte prostii. Dar Dumnezeu ne vrea frumoși, de-aia ne-a și făcut frumoși chipul și asemănarea sa, iar Iisus Hristos când s-a născut, s-a născut ca om, chipul și asemănarea noastră, pe care El ne-o dăduse înainte, cadou. Folosiți-o voi în lume, că vin eu să o iau la momentul potrivit când îmi trebuie. Purtați-o voi întâi, numai că noi am alterat-o, nesuferind a vedea neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune, de-aia a venit și s-a dedicat cu totul trup și suflet. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său l-a dat la moarte pe cruce, ca pe tot să-i mântuiască. Nu știm mai departe două lucruri. După ce a zis Iisus Hristos să vadă, pentru că aici nu specifică nici evanghelistul, nu specifică nici Evanghelia, care a fost reacția celor din jur? În finalul Evangheliei abia spune ceva, dar spune deja din prisma lucrului gata făcut. Oamenii vroiau întotdeauna să vadă minuni. Vedeți, noi ne adunăm ca la circ și vrem să vedem minuni. Unii auzim că e o picătură de mir, unii auzim că e o lacrimă, unii auzim că e ceva, gata, acolo suntem toți cu autocarle. Parcă minunea e ca la scamatorie, mai dă o reluare. Nu. Minunea aia aparține cuiva cu un scop și cu un rost. Cu asta punct. Cum și-au dat seama cei din jurul orbului, repet, întrebarea e pentru acasă a treia, cum și-au dat seama cei din jurul orbului că el vede? Mai simplu decât credeți. Ascultați ce taină ascunde textul la Luca. A început să meargă după el și să-l slăvească pe Dumnezeu. Ce face un orb când e orb? Are bățul ăla, da, și pipăie. Ăsta mergea întins după Hristos și lăuda pe Dumnezeu. Și care era următoarea întrebare? Bă, ăsta nu-i orbul de la marginea drumului? Bă, ăsta nu cerșea de dimineață acolo? Ăsta nu l-au hăituit ăștia din aur să tacă că făcea gălăgie când a trecut învățătorul? Da, băi, ăsta-i orbul nostru de la Erihon, spune într-o altă evanghelie, Bartimeu. Și atunci a început tot poporul care a văzut lucrul acesta să slăvească pe Dumnezeu. Deci ce trebuie noi să facem? Fapte bune. Ca văzând oamenii faptele noastre cele bune, să slăvească pe Tatăl nostru cel din cer. Ce spune Filocalia și învățătura bisericii? Credința fără fapte moartă este. Și dumneavoastră o să mă întrebați care fapte? Faptele credinței. Care sunt faptele credinței? Sfințenia, evlavia, modestia, omenia, nădejdea, curajul, puterea, bărbăția, demnitatea, onestitatea, verticalitatea, toate virtuțile sunt centre de excelență interioară a omului prin care se proslăvește Dumnezeu. Ce spun oamenii când văd un om milostiv? Dumnezeu să-i ajute.
Ce spune un om când vede un om milostiv? Băi, rar așa oameni, vedeți? Se proslăvește Dumnezeu. Oamenii când au văzut că orbul mai și vorbește și mai și merge în urma lui Iisus, tiptil, sănătos, fără nicio problemă, fără cârje, fără nimic, nu cu traista de cerșit, nu cu probabil rogojina de sta jos, băi, dar mare Dumnezeu! Băi, ce mi-a fost dat să văd! Doamne ferește, n-am văzut așa ceva! Dacă ar fi fost media de astăzi, ar fi fost și mai impresionant. Și ce v-a spus Iisus? Ce ați simțit în clipa aceea? Iisuse, și ce ai făcut? Pe ce principiu te-ai bazat? Parcă le văd pe jurnalistele astea obositoare, care când cad trei fulgi spune, iadul alb s-a dezlănțuit, a început în soare, parcă în luna lui ianuarie trebuie să crească crizanteme. Deci, vă închipuiți ce ridicoli suntem noi oamenii moderni în raport cu simplitatea unui popor care atunci când a văzut o minune se prosternau la pământ sau se închinau și slăveau pe Dumnezeu. Deci în momentul când vom înțelege credința ca act de taină concretă, om, Dumnezeu, suflet, inimă și minte, deja am depășit hotarele firii și suntem mai presus de fire. Parcă așa spune Iisus Hristos, credința ta te-a mântuit. Deci nu credința vecinului, nu credința mamei, nu credința tatei, nu credința surorii, nu credința fratelui. Noi suntem datori să ne rugăm unii pentru alții, dar suntem datori să ne o facem personal. Credința ta te-a mântuit. Cât vă rugați, atâta vom primi, cât ne smerim, atâta ne înălțăm, cât ne trezvim, cu atâta ne umplem de har, cu cât ne comodizăm și devenim lejeri și devenim wow, cum se spune mai nou, Dumnezeu e mai departe de noi. Faceți în așa fel să fim wow lui Dumnezeu, nu la oameni. Să plăcem lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor. Nu se cade a asculta de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Amin și Doamne ajută! Amin.